găsit din nou prieteni de la sala polivalentă din Cluj-Napoca, unde intrăm în linie dreaptă cu transmisiunea directă din această seară, prima zi a campionatelor mondiale de futnet de la Cluj-Napoca. Ceea ce urmează este un meci între Cehia și Polonia. Probabil va fi cel mai scurt dintre toate cele pe care le-am văzut. 3 la număr, acesta este al 4-lea. Cehia și Polonia sunt două echipe totalmente dezechilibrate valoric. Cehii nu cred că vor avea vreo problemă în a-și adjudeca victoria. Iată cum arată și cele două echipe. Începem cu Cehia, care este una dintre naționalele puternice, e puțin spus puternice, în lume. Cehii îi au astăzi în teren pe Jan Vanche, capitanul echipei. Iată-l, ce frumos! Mi s-a părut însă dublă aici, ca să fiu sincer. Cred că a fost de două ori atinsă mingea acolo de către Vanche. Nu, îmi cer scuze și îmi retrag cuvintele. A imprimat balonului un efect cu laba piciorului, încât așa a apărut din înaltul tribunei. Cehii conduc deja cu 2-0, se face 2-1 acum, după acea alunecare a lui Mihal Kolenski, care a trimis mingea afară. Al treilea în teren este Ondrej Vit, nimeni altul decât campionul mondial de la simplu. Ondrej Vit, iată-l, jucând și la triplu, ridică pentru același Jan Vanche, care trage puternic în blocajul advers. 3-1. Căpăcitorul polonez nu a avut cum să respingă suficient de bine mingea. Este vorba de Mihal Klozinski, capitanul echipei. Alături de el sunt în teren pentru Polonia în această dispută Lukasz Friciak și Targas Bartos. Punct acordat de arbitrii Poloniei, 3-2. Vanche pune piciorul acolo. Nu mai aveau dreptul la o a treia lovitură cehii, deoarece Vanche atinsese mingea. Vit a văzut acest lucru. Ondrej Vit pentru Vanche. Din două au jucat această fază cehii. Polonezii se apără surprinzător de bine și iată că reușesc să placeze mingea. Vanche ridică și Vit. Excepțională finalizare. O scurtă fantastică din alergare. Vit a reușit să imprime efectul dorit, foarte dificil acest exercițiu. 5-2. Vit, foarte bună preluarea cu înălțime pentru ca al său cu echipier să ajungă. Ia afară această minge, în opinia arbitrilor. Vanche nu protestează. Vanche a făcut studii în Statele Unite ale Americii. Este licențiat în psihologie. Să revedem această fază. Mi s-a părut în teren, ca să fiu sincer, și cred că a fost în teren. În fine, nu contează prea mult. Vanche de această dată are o bucată mai mare de teren pe care să atace. 6-3 în favoarea Cehiei. Mingea cade afară și scorul devine 7-3 în favoarea Cehiei. 7-3 pentru Cehia. Se va fi face timeout. Timeout solicitat de către polonezi. Thank you.
Polonia este o apariție relativ nouă în peisaj. Cehia a câștigat la dublu în urmă cu 2 ani la Brno, dar a cedat la triplu în fața Slovaciei. Vanchi a încercat din nou același exercițiu. Polonezii se apără, dar nu reușesc să câștige și scorul devine 8-3. Este cât se poate de clar că pentru Cehia acest meci nu reprezintă decât o încălzire pentru partidele mai dificile care vor urma. În grupă se mai află Columbia, care iarăși nu cred să pună probleme cehilor. Vanchi aici își permite luxul de a rata o minge ușoară, trimite în fileu și scorul devine 8-4. Îi salut pe toți prietenii care mă cunosc și cu care am împărțit atâtea amintiri frumoase în tenisul cu piciorul din România, de la Oradea, de la Salonta, de la Alexandria și de oriunde ar fi ei, și care acum se uită la mondialele de futnet. Punct pentru cehi aici, deoarece a fost un blockout. 9-4 este scorul. Blocherul polonez a fost atins acolo la atacul lui Vanche. Iată reluarea, da, pe vârful piciorului. Decizie corectă a arbitrilor. Mingea a ricoșat și s-a dus afară din polonez. Vit aleargă, nu putea să paseze, așa că a ales soluția de avarie, să treacă mingea dincolo de fileu. Vanche surprins aici și nu se întâmplă prea des acest lucru. Cel care a finalizat este Mateusz Spochacki, noul intrat în naționala Poloniei. Acesta a venit din linia a doua și a trimis pe lângă Vanche. Spochacki încearcă acum să-l blocheze pe Vanche, dar evident ulciorul nu merge de prea multe ori la apă. 10-5 în favoarea Cehiei, care își impune cu ușurință punctul de vedere. Spochacki ridică acolo, atacul este bun în adâncimea terenului. Vanche la distanță are însă cum să miște piciorul pentru forță. Spochacki destul de bun atacul său, cu cât calm combină însă cehii. Terenul mare de la triplu îi permite jucătorului de atac o mai mare larghețe în mișcare. 11-5 a fost povestea primului set din partida Cehia-Polonia. Cehii, cum spuneam, își reglează mecanismele. Ei vor începe cu o altă garnitură. Ei vor începe cu altă garnitură setul al doilea. Este un meci în care sportivilor pot intra în ritm și se pot acomoda cu tensiunea competiției, cu particularitățile sălii, cu tot ceea ce înseamnă performanța și care se bazează, desigur, nu doar pe un joc foarte bun, ci și pe astfel de detalii. După aceea ne pregătim de meciul României cu Statele Unite ale Americii. E un fel de România cu România 2, dacă vreți. Deocamdată să-i urmărim la lucru pe maestrii cehi, care sunt practic inventatorii acestui sport. Atacul a fost afară. Arbitrii au semnalizat acest lucru. Numai că s-a întâmplat ceva. Punctul este pentru Polonia, nu pentru Cehia. 1-0 pentru polonezi, care au servit. Cehii, spuneam, cu o altă garnitură, cu o altă distribuție. Joacă pentru ei Jakub Pospisil cu numărul 3, precum și Lukáš Rosenberg, foarte bun la preluări, cu numărul 4 pe tricou. A rămas în teren din distribuția anterioară Mihal Kolenski. Iar Jakub Pospisil
așează mingea cu eleganță, egalitate la 1. Egalitate la 1, Dius. Polonezii încearcă să facă față ritmului de joc. Atacul este afară, 2 la 1 în favoarea Cehiei. Revedem și noi, da, mult afară această minge la linia laterală. Cehii ușor, ușor încearcă și să utilizeze anumite scheme în condițiile unui adversar real. Frumoasă finalizare, se apără polonezii, însă nu pot să mai aducă mingea înapoi în teren. Atacul a fost prea puternic expediat de către Mihal Kolenski dintr-o poziție favorabilă de lângă fileu. 3 la 1. Preluare greșită, mult în spate. Cehii nu te iartă la astfel de situații și probabil vor face punct aici pentru că au lejeritate atât la preluare cât și la pasă. Atunci când exercițiile respective nu au presiune, mă refer la preluare și la pasă, atacul este impecabil. 4 la 1, timeout pe care îl solicită polonezii. Timeout-ul are 30 de secunde, minge care ia banda fileului, dar ajunge în teren, atacă din prima fără a mai utiliza ajutorul cu echipierilor acolo, trăgătorul cec. A doua oară la blocaj, Pospisil este decisiv, 5 la 1 este scorul, ba nu, 4 la 2, văd că indică tabela și este corect. Ne despărțisem la 4 la 1. Atac pentru cehi, dar punctul ajunge la polonezi. În fine, poate mie mi-a scăpat ceva în statistică. Ori cred mai degrabă că Pospisil a atins acolo fileul cu piciorul de sprijin. Tot Pospisil ninge afară, însă după ce a fost atins balonul de către jucătorul polonez, 5 la 2. Un serviciu care cade dincolo de linie, 5 la 3. Cehii pot să facă erori intenționate tocmai pentru a sta mai mult în teren. Altfel, diferența de valoare este una evidentă. Pospisil atac peste jucătorul venit la blocaj. Și 6 la 3. N-a fost rea acolo intenția lui Mateus Mohatski, dar el n-a avut cum să trimită peste Pospisil, care acoperea acolo foarte bine întregul fileu. Excelent, însă aici găsește unghiul decarul Poloniei, este vorba de Targas Bartos, 6 la 4. În condițiile în care Pospisil deja era stăpân al fileului, Bartos a reușit să trimită în lateral pe o zonă care era apărată, însă el a făcut punctul. Pospisil afară, 6 la 5. 3 puncte la rând pierdute de cehi, s-au câștigat de polonezi. Pospisil ridică piciorul, mingea cade, salvată de Spohatski, dar erau deja 3 atingeri, o a patra nu mai era posibilă regulamentar. 7 la 5 pentru cei care sunt nevoiți să trateze cu atenție finalul de set, pentru că Polonia s-a apropiat
n-aș spune periculos, pentru că lucrurile sunt în controlul vicecampioanei mondiale. Ospișil așează mingea pe linia de serviciu. Polonezii greșesc ei singuri. 8-5. 8-5. 8-5 for Czech Republic. Mingea cade în teren, Pospișil l-a așteptat. Tot el este omul pus la atac. Peste întreaga lungimea terenului a trimis această minge. 8-6. 8-6 for Czech Republic. Pospișil de această dată nu mai greșește, avea nevoie Cehia de punctul 9, care este unul psihologic în set, pentru a liniști cumva spiritele. Altfel, la 8-7, Polonia ar fi sperat, chiar dacă spuneam Cehia încă nu apasă pedala de accelerație în această dispută. Spohatski se deplasează bine, ajunge frumos la minge, Pospișil însă are cel puțin o clasă peste omologul său din tabăra poloneză. Și iată-l pe Pospișil, trimițând mingea peste Spohatski, care se ghemuise sub fileu, tocmai pentru a nu fi luat la țintă. 10-6, n-ai ce să-i faci lui Pospișil, nu-l poți marca, sau cel puțin nu cu Spohatski. Pospișil, dar nu mai este nevoie. 11-6 se termină această partidă câștigată de cei în două seturi scurte, 11-5, 11-6. Trecem prin studio, după care vom reveni. Următorul meci este România-Statele Unite ale Americii la triplu. Rămâneți alături de Lux Sport.